Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Una din aceste binecuvântări este Sfânta Scriptură. M-am oprit de data aceasta la Faptele Apostolului, capitolul 22, unde este vorba despre cuvântarea lui Pavel către norodul răzvrătit. El depune acolo mărturia, cum s-a întors la Domnul, cum a ieșit Domnul înainte. Și din această mărturie, eu am înțeles câteva lucruri, sau Domnul m-a făcut să înțeleg câteva lucruri care pot să fie de mare folos pentru mine, dar pot să fie de mare folos și pentru noi toți. În primul rând, am observat modul de adresare a lui Pavel către norodul răzvrătit. Versetul 1 ne spune în felul următor. El așa a început mesajul. Fraților și părinților, ei erau răzvrătiți, ei l-au numit omul acesta, nu frate, l-au numit ciumă, palavragiu, dar el le-a zis fraților și părinților. Modul de adresare contează foarte mult. Poate să aibă un impact pozitiv sau negativ. În al doilea rând, să nu ne fie rușine să depunem mărturia întoarcerii noastre la Domnul ori de câte ori este nevoie. Despre întoarcerea lui Saul găsim scris în Sfânta Scriptură de mai multe ori, în mai multe locuri. Fapte capitolul 9, apoi Fapte capitolul 22, de unde m-am oprit de data aceasta, apoi Fapte 26, înaintea lui Agripa, a depus mărturie. Să nu ne fie rușine să depunem mărturie. Mărturia întoarcerii noastre la Domnul, ori de câte ori este nevoie. În al treilea rând, un principiu, observ că a rămas valabil și în viața Apostolului Pavel. Principiul semănatului și aseceratului. Uitați ce scrie în versetul 4 din Fapte 22. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Acum, el a prigonit, el a legat, el a pus în temniță înainte de a se întoarce la Domnul. După ce s-a întors la Domnul, Domnul l-a iertat. Dar a ajuns el să fie prigonit, el să fie legat, el să fie dus în temniță, pus în temniță. Principiul semănatului și aseceratului. Domnul l-a iertat, dar ce a semănat a cules mai târziu. Să avem grijă ce semănăm. În al patrulea rând, în versetul 7 și versetul 8 găsim scris despre faptul că Domnul Iisus se identifică cu biserica Lui, cu credincioșii Lui. Aici ni se spune în felul următor, că El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu și El mi-a zis, eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Domnul Iisus se identifică cu biserica Lui, cu credincioșii Lui. În momentul acela când Domnul a ieșit înaintea lui Saul, Domnul era înălțat la cer. Și Biblia ne spune că El prigonea pe Domnul Iisus. Adică însuși Domnul Iisus a zis, de ce mă prigonești? Păi Domnul era în cer atunci, cum îl prigonea pe Domnul care era în cer? Păi El prigonea biserica Lui, că a luat scrisori ca să prigonească pe cei care mergeau pe calea Lui Dumnezeu. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Cine nu vă primește pe voi, pe mine nu mă primește. Observăm că Domnul Iisus se identifică cu biserica Lui, cu răscumpărații Lui. Să ne bucurăm de lucrul acesta. Eu nu mă bucur. În al cincilea rând, să avem grijă să nu cădem în capcana duhurilor rele, înșelătoare. Să nu fim lesne crezători. Pavel era un om cu școală, un om cu pregătire și în întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos a ținut cont de niște priorități. Și anume, întrebarea pe care a pus-o Domnul, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? La întrebarea aceasta, el a ținut cont de o prioritate. Și anume, prima dată el a zis, cine ești, Doamne? Și după aceea, ce vrei să fac? Și nu prima dată, ce vrei să fac? Și apoi, cine ești, Doamne?
Să avem grijă în privința aceasta, pentru că și noi avem de-a face cu tot felul de învățători, învățături, mesageri, care repede putem să cădem în capcană și să mergem după ei și după ce am mers o vreme după ei, ne trezim că, de fapt, ei nu sunt cine ar trebui să fie. Pavel a zis prima dată cine ești și apoi ce vrei să fac. Nu ce vrei să fac și după aia, da, am înțeles că tu ești. Să fim atenți în privința aceasta, să cercetăm duhurile, că nu toate vin de la Dumnezeu. În cazul acesta, Domnul Iisus i-a vorbit lui Pavel. Dar să avem grijă că nu întotdeauna Domnul Iisus ne vorbește, Domnul Iisus vine. Da, Domnul lucrează și astăzi, dar noi să fim atenți, să cercetăm duhurile, că lucrul acesta îl găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu. Mă opresc aici, doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste noi toți. Amin.